În acest weekend, pe scena amplasată în Piața Roman Vodă, se vor desfășura momente artistice cu ocazia zilelor Municipiului Roman. În acest context, circulația va fi restricționată sâmbătă și duminică, în anumite intervale orare. Pentru manifestările prilejuite de zilele Municipiului Roman, desfășurate în Piața Roman Vodă, se va bloca temporar bulevardul Roman Mușat pe segmentul cuprins între intersecția cu strada Veronica Micle până la intersecția cu strada Dobrogeanu Gherea, în zilele de sâmbătă, 20 mai, în intervalul orar 17.23.30 și duminică, 21 mai, în intervalul orar 14.23.30. Sâmbătă 20 mai începând cu ora 18 pe scena amplasată în centru vor urca Larisa Trișcău, soliștea ai ansamblului Plai Moldovenesc, Antonio Pican, White Mahala și Raluca and Proiectul Balcanic. Duminică pe aceeași scenă, cu începere de la ora 18, se va desfășura un spectacol de muzică populară, prestațiile urmând să fie oferite de ansamblul Plai Moldovenesc, Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor, Dan Doboș, Ștefan Enășel Romașcanul, Matilda Pascal Cojocărița și Ion Pala. Ladi. În această seară, vineri 19 mai, un spectacol de muzică ușoară va avea loc în parcul municipal, urmând ca pe scenă să urce ansamblul Areti al Comunității Elene din Roman, soliști laureați la concursurile naționale, precum Giulia Dancă, Ariana Creangă, Miruna Samson, Sabrina Aniculăesei, urmați de DJ Alex Pintilie și Tony Tonini din Iași, seara urmând să se încheie cu un concert susținut de Andia and the Band.